În cazul apariției unor cazuri de scarlatina, se recoltează exudate faringiene de la toți contactii din clasa ai copiilor bolnavi pentru identificarea eventualilor purtători ai microbului care determină această boală. În caz că se depistează prezența acestui microb, copiii primesc tratament gratuit din partea Direcției de Sănătate Publică. Sigur că nu se ia numai această măsură, ci se insistă pe efectuarea unei curățenii riguroase, a unei dezinfecții, cunoscut faptul că scarlatina este o infecție cu transmitere aerogenă. Odată depistată boala, cazurile necesită internare sau tratament sub strictă supraveghere medicală datorită posibilelor complicații care pot apărea în această afecțiune. În afara scarlatinei, în această perioadă a anului pot apărea cazuri mai numeroase de varicelă ori de hepatită, tocmai dată fiind aglomerarea copiilor în colectivități, cazurile apărând mai ales acolo unde nu se poate respecta întotdeauna normativul impus de legislația sanitară. Dar Direcția de Sănătate Publică are o colaborare deosebită cu întreaga rețea de medicină școlară. Este pregătită cu substanțe dezinfectante și cu specialiști care pot lua imediat toate măsurile care se recomandă în asemenea situații. În prezent, Direcția de Sănătate Publică Suceava are în evidență doar două cazuri de scarlatină apărute la copii de clasă pregătitoare de la o școală din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Sunt două cazuri, dar faptul că se înregistrează în aceeași clasă, o clasă zero, înțelegem îngrijorarea părinților și tocmai de aceea am vrut să-i liniștim și pe această cale, că este un lucru care se poate întâmpla, dar suntem pregătiți să-i facem față. În ultimii ani, în județ au fost înregistrate în medie 100 de cazuri de scarlatină pe an, statistica nefiind una îngrijorătoare. Scarlatina se transmite pe cale aeriană, de la bolnavi sau de la purtătorii de streptococ, la copiii sănătoși. Boala debutează brusc, cu febră mare, după o perioadă de incubație de maximum 5 zile. De obicei, în perioada de incubație nu este prezent niciun simptom. După perioada de incubație apar dureri de cap, dureri de gât, inflamarea amigdalelor, febră mare care depășește 38,5 grade Celsius, uneori ajungându-se chiar la 40, stări de vomă și dureri abdominale. Dacă acuză oricare dintre aceste simptome, mai mult, are probleme de înghițire și este agitat, chiar dacă nu a apărut erupția cutanată, trebuie să consultați medicul de familie, pentru că micuțul este suspect de scarlatină.